La două zile după ce polițiștii și salvamarii au cercetat plaja în zona în care a fost găsit trupul tinerei cunoscute ca DJ Lala, un localnic a scos la iveală obiectele personale ale acesteia, o pereche de Adidas, telefonul și căștile. Le-ar fi găsit pe plajă în apropierea locuinței de unde plecase Laura Roșca și la un kilometru de locul în care a fost găsită. Obiectele au fost preluate de polițiști. Și-a întrebat băiatul ăla, de unde a găsit hainele acele? Le-a luat și a plecat și a spus că le-a îngropat pe acolo, că le-a găsit pe acolo. A luat Adidas și ei, au plecat încolo și au venit pe aici, s-au suit în mașină și au plecat. Ce s-a întâmplat în noaptea de miercuri spre joi e în continuare o enigmă. Se știe că DJ Lala venise la Mamaia la un bărbat pe care l-a cunoscut pe TikTok, după ce fusese părăsită de iubit. Către orele dimineții a plecat din apartamentul bărbatului pe plajă să vadă răsăritul. A fost descoperită fără suflare joi dimineață la ora 10. Prietenul de la care a plecat a fost audiat de polițiști timp de 10 ore vineri, dar nu a vrut să dea detalii presei. Există o anchetă în desfășurare, chiar. Singurul mesaj care aș dori să transmit este condolențe familiei. Trebuie să vedem ce pe telefonul victimei, acel individ poate nu a vrut să se ajungă la el și a scos bagajul și l-a pus pe plajă acolo. N-a vrut să fie implicat. N-a vrut, cred că, să se afle că a avut de-a face cu ea, că a cazat-o. El n-a vrut să fie deloc luat la întrebări. El cred că a fost șocat când a văzut că a murit, i-a luat hăinuțele și le-a pus mai încolo, pe plajă. Necropsia a indicat că decesul s-a produs prin înnec, cel mai probabil la mal, întrucât plămânii conțineau nisip, susțin surse judiciare. Procurorii au în calcul accidentul sau sinuciderea. Au apărut însă detalii care ar putea dirija ancheta și în altă direcție. Imagini surprinse de o cameră de supraveghere arată siluete plimbându-se chiar în locul în care se afla trupul neînsuflețit al femeii, la intervale diferite de-a lungul dimineții. Nu se știe deocamdată dacă Laura Roșca era sub influența vreunei substanțe psihoactive. Rezultatele toxicologice vor fi disponibile în câteva săptămâni. Cel mai probabil avem de-a face cu o sinucidere, pentru că avem și un istoric din punct de vedere psihologic și psihiatric al acestei femei. Ar putea fi dispusă și realizată o expertiză medico-legală psihiatrică post-mortem bazată pe observațiile medicilor și a psihologilor care au tratat această femeie, dar și pe baza declarațiilor rudelor apropiate, ale colegilor de serviciu, ale prietenilor, cei lângă care a stat în ultima perioadă. Laura Roșca, cunoscută ca DJ Lala, avea 34 de ani și era influencer pe TikTok. În ultima postare, cu o zi înainte ca trupul ei să fie găsit pe plaja din Mamaia, a scris: "Bucură-te de fiecare moment pe care îl trăiești, pentru că nu poți derula viața înapoi. Ai doar amintiri. Asigură-te că totul a meritat." Mesajul era însoțit de un hashtag despre lupta cu depresia.